Bine v regăsit! Aș vrea să vorbim astăzi despre teologia crucii în contextul mitologiei romane. Prietenul meu, Florin Leos m-a declarat antisemit. Din cauza că am spus un lucru foarte grav, pe care vreau să repet acum, anume că civilizația greco-romană este din toate punctele de vedere, inclusiv umanitar, superioară celei vechi testamentare sau celei din perioada intertestamentară, celei din perioada Noului Testament și civilizații iudaice din timpul Noului Testament. Această superioritate este clară când privești la aspectul estetic, la filozofie, la civilizație, dar și la respectul față de om și drepturile omului într-o formă cât de cât rudimentară. Polisul grec și Republica Romană, chiar dacă n-a extins drepturile asupra sclavilor și, mă rog, asupra categoriilor marginale, cel puțin a dat un set de drepturi cetățeanului și a... Roma a avut o politică de a extinde aceste drepturi permanent. Prin secolul III Roma a ajuns să dea drepturi de cetățenie oricărui locuitor al Imperiului. Așa că, cu siguranță că Roma și Grecia sunt superioare Israelului, orice s-ar spune aici. și din cauza aceasta epistola cea mai mare a lui Pavel, epistola către romani și din cauza asta nici nu știm sigur cine a scris epistola către evrei. Dar cert este că epistolele iudeo-creștine, cum sunt epistolele lui Iacob, al lui Petru și mai ales al lui Iuda, care poartă puternic influența apocalipticismului iudaic. Și de ce să ne spunem însuși Apocalipsa, cartea noastră de bază, care este o carte iudeo-creștină prin excelență. Toate aceste cărți -păle, căr pălesc în fața epistolei către romanii. De ce? Epistola către Roman prezintă -și semnificația jertfei lui Isus într-un mod care face sens pentru gândirea Romei. Și hai să analizăm mitul roman cu privire la jertfă și la viață. Așa cum spuneam, Aristotel definește foarte bine mă rog, dialectica cetății antice, cetății greco-romane, relația între bios și zoe și această relație exista în Roma. De exemplu, copilul născut este zoe, nu este bios. Și tatăl are dreptul să-l ucidă. După aceea, omul care este descalificat de dreptul lui cetățenești, devine homosacer. Și exemplul cel mai conclu concludent este Nero. În momentul când Nero este dezbrăcat de dreptul lui cetățenești, Nero nu are altceva de făcut decât să se sinucidă, cu toate că Nero este împărat dar Nero se va pentru că oricine îl întrește poate să îl omoare, fiindcă senatul l-a declarat, folosind vechea lege romană, l-a declarat homo sacer, omul descalificat de, de, logos, de viață biologică, redus la viață zoologică, pe care oricine îl poate omorâ. Dar ce este interesant este că Pavel, în Epistola către Romani, spre, spre Epistola către Evrei, nu-l prezintă pe Iisus ca homo sacer, ci mai degrabă îl prezintă pe Iisus ca jertfă calificată, ca jertfă ritual calificată. Și asta este un paradox, pentru că evreii aveau templu, dar Pavel este reticent în a-l uh, identifica pe Iisus cu mielul, ci mai degrabă îl identifică cu cel omorât cu pietre în afara cetății, uh, care prin natura lui de homosacer sfințește groata uh, de Zoe de viață simplă, necalificată, care este sub blestem împreună cu șarpele sau sub șarpe de la căderea în păcat al lui Adam Șeva. Roma are altă interfață mitologică și așa cum a spus mitul original al Romei, așa cum la jerferea lui Isaac, este mitul fondator al Ierusalimului, mitul fondator al Romei este jerfirea filului Brutus decât de către Brutus. Uh, și am spus istoria lui Brutus, nu mai, nu mai uh, readuc în, în discuție. Există, deci, mitul uh, uh, cetățeanului de frunte, al, uh, nu al regiului că aveau oroare față de regii uh, romani, al senatorului, al consulului, care își jerfește fiul pentru binele Republicii. E bine, asta a, 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 a ajuns, uh, acest mit. S-a dezvăluit cu o forță feroce în timpurile moderne, post creștine Și Samsoni m-a întrebat care mit îi atribui victimele staliniste și am răspuns foarte simplu: mitul lui Brutus care jerfește fii. Și numai pentru că Stalin a fost totul bun. Dar vreau să amintesc două incidente din viața lui Stalin. Una când, fiul, când Stalin îi cere regisului Eisenstein să facă un film Ivan Groaznic. Este unul dintre cele mai bune filme care s-au făcut vreodată, însă Stalin a refuzat să, să, autorizeze și să sponsoreze, să financeze a doua, a doua serie a filmului. Așa că filmul a rămas neterminat. Discuția între Stalin și Eisenstein s-a păstrat în documentele KGB-ului și a fost cam, a fost cam așa, Eisenstein este chemat la Kremlin se află Stalin cu Molotov alături ca de obicei. Era Stalin foarte confortabil totdeauna cu Molotov și uh, Stalin îl întreabă pe Eisenstein tu știi, mai știi și tu câte ceva despre istorie? Și Eisenstein răspunde cu modestie prudentă ca nu cumva să pară mai deștept decât interlocutorul sau câte ceva. Și uh, zice Stalin, Ivan al tău seamănă cu Hamlet nu cu Ivan cel Groaznic. Pentru că al Tău este prezentat ca un, ca, un, ca un fel de Caligula, mai degrabă decât Hamlet, a spune eu, urmărit de obsesia omuciderii în ambele sensuri și de, 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 de compulsia de a ucide, dar și de vinovăție și, mă rog, coșmarul și așa mai departe. Pe când spune Stalin, crimele lui Ivan nu au fost crime, au fost acte de stat, acte politice, Făcute din calcul. Uh, aici, pentru uh, că Stalin poate foarte fi bine comparat cu Ivan cel Groaznic și, într-adevăr, Stalin este un criminal psihopat și compulsiv. Dar Stalin se vede pe sine ca un părinte care sacrifică Fiii uh, pentru binele Republicii. El este Brutus, de fapt. Și cei pe care o omoară sunt Fiii săi. Dar îi omoară pentru că el a adoptat întreaga unei sovietică ca fiei săi. Și pentru binele fiilor săi, care sunt toți cetățenii sovietici, el o pe alți fiei săi pe care îi iubește. Așa că e legenda lui Brutus. Dar acesta pare mai clar atunci când Vasile, fiul lui Stalin, a fost la prizonier de nemți. Și Germania germanii au trimis la Stalin propunând un schimb de prizonieri să dea pe fiul lui Stalin pentru doi generali germani care fusese răprinși la Stalingrad. Și Stalin răspunde foarte rece și scurt. Nu se schimbă un capitan pentru doi generali. Discuția s-a încheiat. Așa că Stalin iese într-adevăr Brutus, care sacrifică fiul lui natural, Vasilei, nu pentru că a făcut o crimă. Ci pentru binele fiilor se adoptivi, ce stățenii Unii Sovietice. În ce sens îl compară Pavel pe Dumnezeu Tatăl cu Brutus? Comparația se autoinvită parcă aici. Dar să mergem mai departe. Mai există un mit la romani și o practică rituală, care nu există la evrei. Când pleacă Ieftă la bătălie, îi promite Dumnezeu că va aduce jertfă orice viață care trece pragul, orice suflet viu care va trece pragul să-l întâmpină și, cum e de așteptat, este fica lui pe care o duce ca jertfă. Iefta și ce jertfă, fica, pentru victorie. Avram își aduce fiul ca jertfă pe Isaac. Pentru că avram, preocuparea lui avram este foarte egocentrică. Avram îl iubește pe Dumnezeu, adică se iubește pe sine. Deci își iubește calitatea lui de om sfânt, de părinte al credincioșilor. și gata să se sacrifice pe ambii fii ca să păstreze uh, relația lui cu Dumnezeu, ceea ce noi se pare că e un lucru extraordinar, uh, nu sunt chiar atât de sigur. Această relație cu Dumnezeu este foarte narcisistă la Avram. Este un om sfânt, un om bun, un om neprihănit, își gonește pe Ismael și pe uh, Agar în pustie să moară de foame, ca pe țapul iar pe celălalt fiul îl jerfește ca pe mielul lui Dumnezeu, fiindcă Avram este un om sfânt care îl iubește pe Dumnezeu atât de mult că nu îl cruță nici pe fiul său. E bine, îndrăznesc să o spun încă o dată, nu mai entuziasmez deloc de jertfa lui Avram, nici de pozele acelea care le -a văd prin toate cărțile de colorat și de necolorat, cu Avram jerfindu-și, ridicând cuțitul, privind în sus, cu fața transfigurată și... Isaac sunt acolo pasiv și încă o dată spun că niciodată n-a fost un entuziast al lui Kierkegaard și comentariile care le face el jertfelul lui Avram ca paradox al credinței. Prefer mitul roman. Și care este mitul roman? Mitul roman nu merge la mitul Brutus, este altul și nu este un mit, este o practică care s-a întâmplat de câteva ori în istoria Romei. Niciodată, cu excepția lui Moise, despre care, pe care eu îl suspectez că de fapt e egipteană. Că știți la Moise, nu cunosc un moment în istoria lui Israel când cineva să fi pus viața lui ca jertfă pentru victorie, pentru popor. Dar asta o făceau generalii romani. Și ce se întâmpla? Era o bătălie, era bătălia între romani și etruși, secolul IV de Hristos. Generalul roman realizează că Roma nu este încă supra puterea mondială care va deveni. Etrușii sunt puternici și uh, soarta bătăliei este serios în cumpăra. Generalul Roman se aduce pe sine ca jertfă. Dar cum se aduce pe sine ca jertfă? Nu este ars pe rug, nu este înjunghiat. Este făcut un ritual prin care viața lui este dedicată zeilor ca să fie luată în timpul bătăliei. Deci acel ritual îl consacră pe general roman să cadă în bătălie. Ferește că un general care cade în bătălie, romanii nu se așteptau ca un general să moară sau să supraviețuiască unei bătălii pierdute. Era un laș. Apius, care este istoricul critic al Spartacus, sunt două, două istorici principale Spartacus, Plutarh, care e grec și care e foarte, mă rog, îl admiră pe Spartacus printre rânduri, și Apius, care este foarte antispartacist. Dar când e vorba de lui Spartacus, Apius și scoate pălăria. A murit cum trebuie să moară un general în fruntea armatei sale nimicite. Așa că uh, generalul roman este, trebuie să moară în bătălie. Dar uh, dincolo de faptul că nu trebuie să întoarcă viu dacă armata a murit, generalul roman se consacă pe sine ca jertfă pentru că armata să se întoarcă și îl să pe câmpul de bătălie. Și uh, victoria este în dacă a să fie sigur că Roma va câștiga, îi face ca jertfă și se face un ritual prin care el este jertfit. Vine marele preot, vine Pontifex Maximus și îl aduce ca jertfă umană pe generalul roman și este un ritual întreg în care generalul este jertfit morții. După aceea, generalul merge la bătălie și etrușii sunt învinși și generalul nu moare. Rezultatul este scandalos, fiindcă generalul nu a murit. Și atunci urmează un alt ritual în care efigia de ceară al generalului este îngropată cu toate cu toate ritualurile funerare, și urmează o perioadă de doliu pentru generalul mort, pentru că virtual el este mort, el și-a dat viața și zeilor trebuie să li se ofere ceva și li se oferă un ritual de înmormântare. Această, această practică ciudată a Romei, care reapare în perioada imperatorilor, în care s-a întâmplat în cazul lui Antoninus, de exemplu, că după ce a murit s-a făcut o efigie de ceară care mai a fost păstrată în patul lui timp de un an de zile și timp de o săptămână și era deja îngropat, da? Sau era deja ars. Și s-a făcut, mă rog, au aveau grijă de el și se plângeau că moare, și după aceea a fost adus, a fost efigia arsă pe, pe, rug. Ceva foarte, foarte straniu. Dar se pare că a fi mor de fapt și a fi mor de drept. Erau două lucruri distinctive la romani. Și romanii erau profund religioși și profund mitologici. Și au o gândire foarte, foarte mitologică. Care, de fapt, erau forța lor. Această, aceste gândiri mitologice îi se adresează Pavel. Când vorbește despre Isus, și două semnificații pe care noi nu mai putem înțelege atât de bine. Textul la care vreau să mă refer este, sunt două texte. Primul este cel din roman, capitolul 3, versul 26. Ce spune Pavel? Pavel vorbește despre Tatăl. Și spune Tatăl ca să își dovedească neprihănirea, adică ai o sune, adică dreptatea lui. Să-și dovedească dreptatea lui, a hotărât ca fiul său să fie adus ca jertfă. Pentru că trecuse cu vederea Păcatele dinainte, ale uh, făcute mai dinainte. Pentru ca Cel ce crede în Isus să fie păcătos și totuși să fie declar neprihănit și Dumnezeu să rămână drept. Uh, Pavel prezintă pe Dumnezeu ca pe un uh, conducător intransigent roman, pentru care legea este într-adevăr de fier. Legea la romani era nenegociabilă. De fapt, conceptul de, de, de societate de drept a fost inventat de romani. Ei au avut cel mai bun, cel mai bogat, cel mai eficient sistem de lege din antichitate. Și romanii aveau respectul față de lege mai puternic decât respectul față de viață. Așa că, la fel ca și Brutus, tatăl este atât de preocupat de păstrarea legii pentru bilmele omenirii, încât el îl jerfește pe fiul său, pentru ca să-și poată păstra dreptatea în timp ce îi iartă pe, pe păcătoșii de rând și îi acceptă, deci ca dreptatea lui să fie păstrată. Tatăl este dispus să ierte pe toată lumea, dar nu este dispus să facă rabat cu dreptatea. Și jertfa lui Isus este un mod de a trata propria lui dreptate. Acum, ce vreau să spun este că implicit Pavel folosește aici un concept din mitologia romană și din practica romană. Este vorba despre, așa cum am spus, despre conducătorul care își dă pe fiul său ca să păstreze legea. Și nu trebuie neapărat să ne bate în capul cu asemenea mituri în timpul nostru. Anume că tatăl n-a putut să ne accepte până n-a văzut sângele fiului său. Ce mai degrabă, Pavel vrea să dea un sens morții lui Iisus pe cruce pentru romani. Că întrebarea este cum e posibil ca fiul lui Dumnezeu să moară pe cruce. Mă rog, deja Evanghelia după Ioan menționează mărturia sutașului roman că acesta este fiul lui Dumnezeu. Și se pare că pentru Roman minunile lui Iisus era o dovadă clar că el este fiul lui Dumnezeu dar întrebarea era cum e posibil ca fiul lui Dumnezeu să moară și pe ceea ce vrea să spună Pavel este Dumnezeu este într-adevăr un, 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 un adept al legii și pentru ca legea să fie păstradă să rămână dreptatea a trebuit să-l dea pe, pe fiul său pentru că pentru Roman era mai puțin important faptul că cineva a murit în locul altcuiva, nu asta conta aici și mai degrabă era ținea că legea să fie satisfăcută și jertfa lui Iisus este molotul lui Dumnezeu de a trata propria lui justiție, de a, de a, a rămâne de partea legii în timp ce iartă pe nelegiții care merită de fapt să moară. Cealaltă aspect al celui care se dă pe sine este vorba despre jertfirea de sine a lui Iisus sau autojerfirea a lui Iisus de care vorbește în Roman capitolul 5, Pavel, că pentru un om neprihănit greu ar muri cineva, pentru un om bun, greu ar muri cineva, hai pentru binefăcătorul său, poate s-ar găsi cineva să moară, dar pe când eram noi încă dușmanii să Iisus și-a dat uh, viața pentru noi. Uh, pentru roman făcea sens că cineva își consacră viața ca jertă zeilor pentru victoria poporului. Și uh, fără că nu era nicio problemă să accepte acest concept de la Pavel. Uh, dar ceea ce contează aici este că uh, Pavel discută aceasta în contextul virtuților cetățenești romane, a respectului față de lege, al sacrificiului de sine, al interesului pentru binele colectiv. Și implicit Pavel întemeiază întreaga etică creștină pe aceasta. De fapt, scritorii creștini de mai târziu, cum ar fi Tertulian, mai ales Tertulian, care era și un jurist, în, apologie, în, apologia lor vis-a-vis -vis de puterea romană. Insistă totdeauna asupra faptului că biserica creștină este adevăratul purtător al tradițiilor civice romane. Pentru că Roma a degenerat, Roma nu mai este ce a fost. Și creștinii sunt adevărați romane. Pentru că aceste virtuți civice sunt păstate de creștini. Și ferește că erau păstate întrucât însăși Dumnezeu și Fiul sunt prezentați în contextul acestor virtuți civice romane, care, de fapt, să spun, au stat până în vremurile moderne la baza virtuților cetățenești în, în vest și în acele țări care au fost influențate de vest. Mergând mai departe, e un lucru interesant că Pavel îți face o afirmație în teia quarantenei, anume că crucea lui Isus este o nebunie pentru. Isus răstignit, este pentru. Grecii nebunie și pentru evrei o piatră de potehnire. Interesant că Pavel nu spune că pentru romani este o nebunie. Pentru evrei este o piatră de potehnire. Pentru că evrei nu aveau noțiunea de jertfă cum aveau romanii. În sensul că singurul lucru în care pentru evrei făcea sej jertfa lui Iisus era în sensul că de o reversare totală a valorilor că Isus este cel omorât cu pietre, cel ars în afara cetății, mă rog, trupul ars în afara cetății, cel jerfit în ghenă, este o reversare totală a, de, de valori pe care nu puteau accepta. Și până astăzi evrei nu pot accepta cu ușurință jertfea lui Isus, pentru că este împotriva miturilor fundamentale, în sensul că Dumnezeu îi cere lui Avram să aducă jertfea. Deci, o, ce frumos Dumnezeu îi cere lui Avram să aducă pe jertfea pe Isaac, dar l-a dat pe fiul său. Asta este în mintea noastră. A berbec, nu a dat pe fiul său. Dumnezeu are dreptul să ceară, în niciun caz nu se așteaptă ca Dumnezeu să-l dea. Pe de altă parte, conducătorul religios, mă rog, Avram și aduce fiul ca jertfă ca să fie el bine cu Dumnezeu, dar nu se aduce pe sine ca jertfă în niciun caz. Or, în acest context, ceea ce făcea sens pentru romani nu făcea sens pentru evrei. Pe de altă parte, pentru greci este o nebunie, pentru că pe greci am întâlnit deja la Atena și am văzut că grecii au filozofia, dar grecii, deja pe lângă că rațional, nu atât de mult că s-au separat de această interfață mitologică, dar spre de Platon și de uh, grecii din perioada presocratică, mai ales, ei nu aveau putere să adreseze aceste mituri care, de fapt, erau forța care ne mai viața maselor. Roma era foarte religioasă și mai puțin filozofică. Romanii, în general, au complexați de greci la capitolul filozofie. Dar, în general, viziunea Romei era mai adâncă decât a Greciei. Însă Roma era profund religioasă și profund mitologică și uh, Roma a înțeles mai bine ce a vrut să spună Pavel și ca tare uh, pe Pavel l-a întrebat aici cum definește Evanghelia, nu ca o filozofie ci ca o putere care să schimbe. Or, o putere care să schimbe nu se adresează intelectului, se adresează inconștientului și nu se adresează unor concepții filozofice întreținute de o elită prin biblioteci sau prin puține bibliotece la sau în agora, ci se adresează uh, acelei forțe care, care uh, uh, motivează viața maselor, viața poporului. Și aceasta este mitul ancestral. Uh, întrebarea este uh, dacă creștinismul a avut putere să schimbe lumea. Întrebarea este unde și când această teologie a crucii și pierde puterea în lumea modernă. Și o să fac de acum o anticipare care pentru noi va suna îngrijorător, pentru alții jocant, anume că anularea acestei forțe, de fapt, vine nu prin ateism, nu prin scepticism filozofic, ci vine prin religiile evanghelice care se nasc în secolul XVIII-XIX, în lumea anglosaxonă, mai ales în lumea nouă și care de fapt sentimentalizează și fetișizează sau ca să spun așa transformă mitul într-o poveste poveste pentru copii și aceasta este lumea în care trăim noi și vom vedea apoi ce se întâmplă în lumea noastră cu atât cu teologia crucii cât și cu aceste mituri vechi ale antichității care Renască acum în mod îngrijorător, și ceea ce renaște nu este mitul civic roman. Aceasta poate renaște într-o formă monstruoasă de stat totalitar, dar este mai degrabă ceea ce avem noi aici, o renaștere a Vechiului Testament, a, a, unei, a, unui, a unei justificări a distrugerii vieții în numele statului, în numele lui Dumnezeu, în numele vieții în ultima instanță. Vă mulțumesc, ne revedem data viitoare. La revedere!